Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Sunt Ștefan Pușcă și astăzi voi continua să vă spun câteva cuvinte despre conștientizarea respirației. Iată două exerciții foarte scurte și foarte eficiente în acest sens. Primul cere să folosim un pai și un pahar cu apă. Este foarte, foarte simplu, așa cum vă spuneam. Luați un pahar cu apă, un pai și un cronometru. Suflând în pahar cu paiul, cronometrați secundele lungimii suflului. Opriți cronometrul când nu mai apar bule de aer în pahar și apoi eliberați, bineînțeles, paiul și respirați normal. Mai există o variantă de exercițiu cu numărătoare și anume, numărați în minte, ori cu ajutorul unui cronometru, durata naturală a inspirației și a respirației și a expirației. Exemplu, constatați că în mod natural aveți 4 timpi pentru inspirație și 5 timpi pentru expirație. După aceea, luați paiul și suflați aer în paharul cu apă, prelungind progresiv timpii inspirației și expirației, egalându-i pe cât posibil. Executați în acest fel 10 respirații pe măsura posibilităților personale și în acest fel realizați un antrenament ușor și foarte util pentru o respirație corectă. Acestea fiind zise, vă doresc o zi minunată, frumoasă și vă aștept mâine cu plăcere la următorul Minut de Spiritualitate.